Iubiții noștri, am revenit astăzi cu o nouă carte, Sufletel și Ileana. Astăzi vă vor acompania în universul Universitatea Monștrilor. Haideți să descoperim împreună ce se întâmplă în această universitate super mega specială. Haideți! Mike Wazowski era mic, verde, rotund și la drept vorbind arăta amuzant. Dar avea planuri ambițioase, voia să devină sperietori. Sperietorii se strecurau în dormitoarele copiilor și strângeau în canistre speciale țipetele puștilor speriați. Aveau nevoie de acestea pentru a produce energie. Primul pas pentru a deveni sperietor era să urmezi școala pentru sperietori. Iar pentru aceasta cel mai bun loc era Universitatea Monștrilor! Mike era un student silitor. Citea toate caietele și manualele din scoarță în scoarță, învățând cu entuziasm tot ce trebuia. Credea că acesta era cel mai bun mod de a-și atinge scopul. Sally era și el student în grupa lui Mike. Tatălui, faimosul Sullivan, era o legendă în rândul sperietorilor. Sally era sigur că avea speriatul în sânge și nu se obosea prea mult cu învățătura. Mike credea că Sally e leneș, iar Sally susținea că Mike era prea simpatic și amuzant. Iar, așa cum spunea profesorul Smoală, valoarea unui monstru era cât de fricoșător e. Mike voia să-i arate lui Sally că nu are dreptate. Mike, din greu muncea. Sally se distra. Mike studia. Sally petrecea. La ultimul examen, între Mike și Sally, izbucni o ceartă. Pe când se ciondăneau ei așa, sparsă-ne canistra cu țipetele la care ținea tare mult de cana Solscornos. De cana Solscornos se examină ea însăși pe cei doi și ajunse la concluzia că Sally era un sperietor deosebit, dar nu învățase mai nimic. Iar Mike învăța mult și bine, dar nu era deloc fioros. Așadar, decana Solscornos hotărâ ca Sally și Mike să fie exmatriculați și mutați la departamentul de design de canistre. Pe bune! Care nu avea nimic de a face cu speriatul. Sally și Mike nu aveau de gând să accepte. Nu-i așa, sufletel? Mike nu voia să renunțe la visurile lui pentru nimic în lume, iar atunci când văzu afișul campionatului de sperieturi, o competiție faimoasă, îi veni ideea să participe și să câștige. Iar atunci, cu aprobarea decanei Solscornos, el și întreaga lui echipă aveau să fie admiși din nou la școală pentru sperietori. Mai exista un singur detaliu. Ca să poți participa la concurs, era nevoie de o echipă formată din 6 persoane și toate trebuiau să facă parte dintr-o frăție studențească. Cea mai populară frăție din universitate era Roget Omega Roget. Însă aceasta nu avea deloc de gând să-l accepte pe Mike cel micuț, verde, rotund și deloc fioros. Însă în frăția Oftat Kappa, Mike găsi imediat admiratori. Acum echipa lui Mike avea 5 monștri. Mai trebuia unul. Iar atunci a apărut Sally, care se oferi să fie al 6-lea. Și el voia să se întoarcă la școala pentru sperietori. Dar cum ar fi putut Oftat Kappa să câștige campionatul de sperieturi? Membrii frăției nu speriaseră niciodată pe nimeni și erau... ok, ei bine, uitați-vă și voi. Art, Terry și Terry, Kifli și Don. Ok. Lucrurile nu arată prea bine, nu-i așa? Ok, hai să vedem. Sally era singurul care arăta ca un adevărat speriator. Era mare, teribil și păros. Așa. Început campionatul. Prima probă era o cursă cu obstacole care ardeau. Sally și Mike se concentrară mai curând pe concurența dintre ei doi, uitând că erau în aceeași echipă. E adevărat că ajunseră amândoi la linia de finish, dar colegii lor de echipă fură ultimii, astfel că Oftat Kappa era acum eliminată. Însă o altă frăție fu descalificată pentru că trișase folosind un gel protector. Astfel că Oftat Kappa rămase mai departe în concurs. Cool. La a doua probă, moștrii trebuiau să treacă
de bibliotecara care nu vedea prea bine, dar avea auzul foarte ascuțit și să ia fanionul frăției din bibliotecă fără să fie prinși. Sally se săturase de cei din echipă care se mișcau ca niște melci sub conducerea lui Mike și încercau să se furișeze, dar nu făceau mult zgomot. Dar făceau mult zgomot. Până la urmă însă Don, Art, Terry și Terry îi distraseră atenția bibliotecare, iar Kifli profită și luă fanionul. Punct. Oftat cap a trecut mai departe. Însă, în ciuda acestor succese, nimeni nu lua în serios frăția oftat capa. Sally spunea că orice ar fi făcut, nu aveau să fie niciodată egal cu cei de la Răget Omega Răget. Iar Don, Art, Terry și Kifli se îndoiau că vor fi suficient de fioroși cât să câștige campionatul de sperieturi. Doar Mike avea o părere diferită. El își duse echipa la compania moșilor și le arătă cum lucrau cei mai buni sperietori. Acolo, Sally înțelese că există mai multe moduri în care poți fi teribil și că este foarte important să înceapă să lucreze toți ca o echipă. De la o zi la alta, oftat capa devenea o echipă tot mai bună. Munca grea aducea rezultate. La următoarea probă, toți lucrară foarte bine împreună și o altă echipă fusese eliminată. Mike și ai lui se descurcau super tare. În proba de ascuns, Sally se prefăcu a fi un covor, iar Mike un glob. Dar adevărata vedetă fu Don, care se lipise de tavan. Pe bune! Wow! În cele din urmă, mai rămaseră doar două frății în concurs. Răget, Omega, Răget și oftat capa! Bine, capa! Venise rândul finalei. Adică a mari sperieturi. Aici toți trebuiau să demonstreze că sunt cu adevărat înfricoșători. Iar pentru a măsura cât de teribil era fiecare concurent, exista un simulator cu un nivel mare de dificultate. În ziua dinaintea competiției, Mike și Sally se antrenară până noaptea târziu. Sally era foarte îngrijorat că Mike nu e suficient de înfricoșător. Concursul a început din nou, pe perechi, alcătuită din membrii ai echipelor rivale. Don, Terry și Terry, Art, Kifli și Sally obținură rezultate foarte bune, dar pentru că a oftat capa să câștige, trebuia ca la ultima pereche Mike să obțină punctajul maxim și reuși! Însă după ce totul se termină, Mike descoperi că Sally trișase. Ca să-l ajute pe Mike să câștige, schimbase nivelul de dificultate al simulatorului. Aceasta fusese o lovitură grea. Sally nu doar că nu procedase corect, și demonstrase că nu avea încredere în Mike. Sally, care avea mustrări de conștiință, îi mărturisi de cane sor scornos că trișase și își asumă întreaga responsabilitate. Aleluia! Între timp, Mike se hotărâ să arate cât de înfricoșător este. Se furișă în lumea oamenilor ca să sperie un copil adevărat și nimeri în dormitorul dintr-o tabără pentru copii. Făcu cele mai înspăimântătoare fețe de care era în stare, dar nu stârni decât râsete. Plin de remușcări din cauza celor făcute, Sally se duse după Mike în lumea oamenilor. Acolo rămaseră amândoi blocați când de care Sor Scornos, făcându-și griji pentru lumea moștrilor, ordonă sigilarea ușii care lega cele două lumi. Aceasta nu se mai putea deschide acum decât cu foarte, foarte, foarte multă energie creată de un țipăt omenesc deosebit de puternic. Mike și Sally nu se dădură bătuți. Era nevoie să acționeze repede, pentru că prezența lor le era acum cunoscută și adulților. Mike și Sally făcură un plan. Mike observase că oamenii mari se speriau când auzeau zgomote ciudate. Cei doi se apucară de scârțâit, trântit, zgâriat, zgâțâit, iar când adulții fură suficient de îngrijorați, intră în acțiune Sally cel înfricoșător. Atunci se auzi un țipă teribil care umplu toate canistrele din depozitul universității și unele sunt deschise! Arci! Nu te speria, sufletel, totul e bine. Chiar dacă Mike și Sally făcuseră ceva ce nimeni nu mai reușiseră până atunci, trebuiră totuși să părăsească Universitatea Monștilor. Hotărâră să-și atingă scopul mai pe ocolite.
Fură angajați în departamentul de sortare a scrisorilor de la Compania Monștrilor, iar rezultatele excelente ale muncii lor le aduseră multe premii și promovări. În cele din urmă, participare la probele pentru speriitori și reușiră! Cei doi buni prieteni, Mike, cel deloc fioros, dar neînfricat, și Sally, cel cu adevărat înfricoșător, deveniră speriitori! Uhu! Bravo! Noi tare fericite suntem și Ileana și Sufletel că această poveste ne-a umplut timpul cu zâmbete și cu țipete și cu noi cunoașteri. Vă iubim! Gata! Gata! Până data viitoare! Pa!